Încă o vizită de lucru în teritoriu. Aproape toată ziua șeful statului s-a aflat în raionul Hâncești. Acolo Igor Dodon s-a întâlnit cu administrația Consiliului Raional și autoritățile locale. A vizitat instituțiile școlare și preșcolare, iar la sfârșitul vizitei, în mod tradițional, a discutat cu oamenii. Mai multe detalii în continuare. Primul punct al vizitei de lucru a fost Consiliul Raional Hâncești. Acolo a avut loc o întâlnire a fermierilor care au venit să discute cu Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perju problemele tensionate din această industrie. Șeful statului a informat producătorii agricoli cu privire la măsurile luate de autoritățile actuale pentru sprijinirea sectorului agricol. Totodată a fost anunțată intenția celor mai mari companii de aprovizionare cu produse petroliere din Moldova de a oferi reduceri de combustibil pentru lucrările de primăvară la cererea președintelui. După aceea, Igor Dodon a vizitat centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități din orașul Hâncești, care la ora actuală are grijă de 253 de persoane. Toate când denumim centru, eu zic că asta e casa noastră, pentru că e casa unor fetițe abandonate, lăsate, lipsite de dragoste familiară. Ne stăruim toți cei 190 de angajați din toate satele raionului și 253 de fetiță. Bine ați venit la casa noastră! Din partea Fundației de Caritate din Suflet, șeful statului a acordat centrului un televizor care urmează să fie instalat în sala de ședințe. De asemenea, a oferit dulciuri, fructe și diverse aparate electrice. Următoarele destinații au fost Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir și Grădinița Izvoraș din satul Krasnoarmeiskoiet, precum și Grădinița și Gimnaziul Andrieș din satul Tălăiești. Fiecare instituție a primit 5 calculatoare. În plus, Igor Dodon a oferit Grădiniței Izvoraș un frigider, iar Gimnaziului Andrieș o imprimantă multi funcțională. Totodată, Igor Dodon a discutat cu localnicii și problemele cu care se confruntă aceștia. În fiecare săptămână sau de două ori pe săptămână încerc să merg prin diverse raioane. Astăzi sunt la Hâncești, poimâine voi fi la nord în raionul Râșcani. Cred că este corect. Președintele ar trebui să fie mai aproape de oameni, astfel încât să comunice direct cu ei. Sunteți de acord? Da. Atunci voi continua. Șeful statului le-a spus setenilor despre proiectele sociale și economice lansate de guvernul actual, care au menirea de a îmbunătăți nivelul de trai al populației și de a dezvolta economia țării. Conform tradiției, în cadrul vizitei, președintele a felicitat mai multe cupluri longevive și familii numeroase și le-a urat prosperitate și succes. Imaginați-vă 60 de ani împreună, 58 și 62 de ani. Am sărbătorit 20 de ani de căsătorie anul trecut. Sunt sigur că aici, în sală, sunt oameni care sunt împreună de 30, 40, 50 de ani. Vreau să le doresc tuturor să aibă parte de familii puternice, pentru că la noi, la moldoveni, ce este cel mai important? Desigur, familia și sănătatea. De aceea vreau ca toți să aveți parte de familii puternice. La mulți ani! În momentul aflării în satul Krasnoarmeiskoe, șeful statului nu a ratat ocazia de a vizita singurul veteran al Marelui Război pentru apărarea patriei, care trăiește aici, Ivan Chifiac, în vârstă de 94 de ani. În semn de înaltă apreciere a efortului depus în folosul statului, Igor Dodon a înmânat veteranului Ordinul Republicii. Vrem să vă mulțumim foarte mult pentru că ați luptat și ați eliberat Uniunea Sovietică, Moldova. Am decis ca în cinstea Marii Victorii să vă înmânăm cel mai înalt premiu al Moldovei, Ordinul Republicii. Mulțumim atât din partea președintelui cât și a tuturor cetățenilor țării pentru ceea ce ați făcut pentru țara noastră. În cadrul vizitei de lucru în raionul Hâncești, șeful statului a fost și în satele Bujor și Nemțeni. În acele localități au fost organizate întâlniri cu oamenii obișnuiți și conducerea locală. Principalele probleme abordate de săteni au fost cu privire la gazificare, alimentare cu apă, iluminat stradal și reparația drumurilor. Igor Dodon le-a dat asigurări că vor fi identificate soluții. Totodată, președintele a vizitat și a felicitat cuplurile longevive și familiile cu mulți copii.